Dragi prieteni, dragi matinali, sunt la Teatrul Poetic Alexei Mateievici, aici unde începe campanie de caritate dedicată bătrânilor. Actorii împreună cu toată administrația teatrului vor pune la dispoziție în fiecare lună câte un spectacol gratuit pentru cei de vârsta a treia și speră din tot sufletul ca această campanie să ia amploare în ceva mai mult. Așa că eu am venit astăzi la început de campanie, adică la primul spectacol care este Emoții de toamnă, am venit să discut cu actorii și cu directorul artistic să ne spună mai multe detalii despre această acțiune caritabilă. Un proiect foarte frumos inițiat de Teatrul Alexei Mateievici și nu este anume pentru bătrâni, este pentru orice om care îi place frumosul. Cred că dacă vine un alt om mai tânăr acum la teatru, nu o să fie alungat. Mă bucur foarte mult pentru acest proiect, că avem posibilitatea să penetrăm și în alte vârste bijuteria literaturii, poezia. Ori poezia este receptată puțin mai greu de oameni. Uh-huh. În cazul teatrului nostru nu va fi așa. Tatălui meu și mătușii îi place teatrul și sigur că ar veni, nu numai la la acest spectacol, dar în general la teatru. În timpul zilei, deci atunci când sunt libe și pot veni, sunt un eveniment seara, noaptea. Și atât chiar m-a devenit realizată, nu îi ținem la el și cu siguranță va avea continuitate, pentru că ne dorim pe parcurs să avem și niște parteneri care cu siguranță se vor, deci vor veni și va fi o conexiune, pentru că ne dorim să oferim mai mult părinților, puneilor noștri, și atât să socializeze prin artă, cât și, nu știu, și niște de flori, și niște dulciuri, și niște iuți, și niște discuții cu ei. Deci sperăm să reușim, să reușim și suntem siguri că proiectul va lua amploare. Ați venit la acest spectacol, Emoții de toamnă, unul în cadrul campaniei de caritate pentru oamenii de tinerețe a treia. Cum vi se pare această idee? Este o idee foarte bună. Acum este o ambioare a activității oamenilor, în deosebă femeilor din vârsta a treia și facem parte cu părerii de bine și noi din această activitate ambiorată. De la dumneavoastră a pornit această idee, vreau să-mi povestiți mai multe. Da, pornit această idee, eram în San Petersburg, vreo 3 ani în urmă. Și dimineața aveam un timp liber și mergeam pe la teatru. Și am văzut cum veneau doamne în vârstă, atât de frumos îmbrăcați, cu domni, cu pălărioare. Într-adevăr, super, erau, pentru mine era o plăcere să le văd. Deci ele aveau posibilitatea să achite tichetul 50%. Și am zis că ar fi nice să fie la ora 12, 10, 11, 12 dimineața, când ei sunt plini de putere, de energie și să vină să facă și ceva frumos. Și aduc aminte și de tinerețe lor. Să aibă și o nostalgie după nu știu, după suflet, după ceea ce e legat de suflet. Dormit, vechează felinarul. În taină nopții o simbit să vadă. Tovarăș are colțul vechi de stradă. Singurătății sfetnic trotuarul. Ce tristă operă cânta fanfara militară. Târziu în noapte la grădină. Și tot orașul întrista fanfara militară. Dar ce e atât de greu de stele, ca târnă uneori până la pământ? Și dacă te apropii, auzi cum iarba fugă de stele de râzând. Și florile sunt atât de multe.
câte doar orbitele uscate, ca de soare, și soi rotunzi atârnă din fiecare pom. E toamnă. E toamnă. E foșne. E foșne. E somn. E somn. Copacii pe stradă oftează. E plânse. E tuse.